Bună ziua, dragi prieteni din leu! Haideți să facem pentru dumneavoastră talarea în oracolul rusesc. Vă spun ce imagini v-au ieșit. V-a ieșit un bărbat, apoi au ieșit demonii, a ieșit un înger, au ieșit stelele și vă spun pe parcurs, da? Prima dată am să vă vorbesc despre bărbatul care a ieșit invers. Arată că între 2 săptămâni și o lună veți primi vești cam triste, veți fi triști puțin și dacă ați întrebat ceva, atunci răspunsul este negativ. Dacă nu puteți face nimic acum sau puteți face foarte puțin, atunci este timpul să schimbați circumstanțele. Stelele au ieșit, arată că într-o scurtă perioadă de timp, cam o lună de zile, veți avea succes în afacerile dumneavoastră. Arată că toată lumea va lucra pentru dumneavoastră, va colabora și veți avea succes. Tot ce faceți în viața de zi cu zi și va fi cu succes. Scopurile vor deveni realitate și vi se vor împlini speranțele. Dar cam asta se va întâmpla toată viața, spune. Îngerul de aici a ieșit în poziția 3, arată că în câteva luni dragostea și tandrețea vă va da confort. Veți avea dragoste și tandrețe de la persoana la care vă gândiți. Dar cu condiția să nu acționați negativ, să nu faceți ceva rău, de exemplu, să trădați acea persoană, să mințiți acea persoană, să faceți ceva negativ, da? Atunci nu mai este chiar așa de pozitiv. Mi-a ieșit femeia aici, femeia invers. Femeia arată că veți primi în 2 săptămâni ajutor, suport, dar că dumneavoastră parcă sunteți uscați, parcă sunteți blocați undeva, cum să spun, dar veți fi mai bine. De exemplu, dacă nu aveți o relație, dacă nu aveți un serviciu sau banii via cineva, copiii sau atunci sau vi se cere prea mult și nu vi se mulțumește pentru eforturile care le faceți. Să nu disperați, spune că pentru că situația se va schimba. Sau să acceptați situația și să mergeți mai departe cu viața dumneavoastră. Asta vă rănește, dar spune că câteodată nu puteți schimba nimic. Apoi a mai ieșit acest. Cum să spun eu, este o coardă, da? Arată că pe toată viața veți sparge acele lanțuri care vă leagă de ceva ce nu vă place. Veți rupe acele lanțuri, da? Este o poză pozitivă. Vă veți rupe de acele legături, de acea legătură. Dacă, de exemplu, faceți ceva, de exemplu, să zicem că pregătiți cina familiei timp de 20 de ani, exact la ora 6 în fiecare zi. Acum este un exemplu, da? De acum nu veți mai face asta. Veți găsi o soluție, veți face altceva. Cineva va lua responsabilitatea și greutatea de la dumneavoastră și va face acea persoană acel lucru. Apoi vă arăt aici că v-a mai ieșit o balanță
Și balanța înseamnă în câteva săptămâni sau pe viață. Dacă vă mențineți în balanță, veți ieși din orice problemă aveți, da? Dintr-o situație dificilă pe care o aveți. Veți trece peste niște probleme. Sau, de exemplu, dacă faceți foarte mult bine pentru societate, pentru familie, câteodată sunteți într-o situație să cereți mai mult și să nu primiți. Sau vă dați multă energie care vă afectează sănătatea. Dar trebuie să vă mențineți în balanță și veți rezolva orice problemă aveți. Da? Apoi, demonii care au ieșit înseamnă în scurtă perioadă de timp, deci 2 săptămâni, arată că va fi ceva, cum să spun eu, de exemplu, ori bezi prea mult, ori faceți multe lucruri doar de dragul distracției, nu spun că toată lumea, dar unele persoane probabil, sau faceți ceva de care mai apoi regretați. Să aveți grijă ce faceți pentru că veți regreta, da? Spune că veți avea o perioadă bună, doar trebuie să aveți grijă la acțiunile dumneavoastră. Dacă beți, să nu vă urcați la volan. Dacă faceți ceva, să nu faceți ceva altceva să vă facă rău, da? De exemplu, orice faceți, da? Nu pot să spun multe lucruri, dar și dacă mergeți cu o persoană, să aveți grijă să vă protejați, da? Nu știu dacă am spus despre stele, cred că am spus despre stele, cred că am spus, așa-i? Nu mai țin minte. Stelele, da, succes în afaceri, v-am spus. Așa, să mai văd vreo imagine. Nu ai și foarte multe pentru leu, dar eu cred că suficient. Voi mai face și alt video cu alte cărți pentru aprilie, nu-i numai acesta. Dacă nu vi se potrivește, să vă uitați la semnul ascendent sau semnul lunar, semnul Venus, da? Cam asta a fost pentru Leu. Vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.